Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt știrile zilei. O familie din Giurgiu și-a transformat apartamentul în groapă de gunoi. Liceenii au susținut astăzi ultima probă a examenului de bacalaureat. Elevii de clasa 8-a completează fișele de înscriere la liceu. Nicolae Florian s-a retras de la conducerea PNL Giurgiu. Tablete pentru consilieri în valoare de 800 de milioane de lei. Suntem în plină vară, deci volumul de muncă este mai mare pentru pompierii giurgiuveni. Aproape zilnic au destins câte un incendiu, așa cum a fost și cel de azi de la o casă nelocuită de pe șoseaua Sloboziei. Astăzi, în jurul orei 12, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca, Giurgiu, deplasați cu două autospeciale în vecinătatea Gării de Sud, au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă într-o zonă greu accesibilă. Uite acolo! Dați cara jos și despoaceți câteva țigle de alea aici! Hai repede, repede, despoaceți câteva țigle de alea aici! Din casa în care își aveau adăpostul câteva suflete, o femeie și 5 copii plecaseră în apropiere la o vecină și nu și explicau cum a luat foc imobilul. Nu știu, le-am pomenit așa cu focul, că eu n-am fost acasă, am fost la vecini cu toți copiii după mine, am fost la ei. A fost la noi și da. Întâmplător am văzut de la mine după geam că iese fum la ei. Și când am venit aici așa, am sunat repede la pompieri că l-o arde la ei. Nici celelalte persoane sosite la fața locului nu cunoșteau cauza evenimentului trist. Nu știu cum am ajuns. Din spusele vecinilor însă, o persoană de gen feminin a fost transportată de urgență la spital fiind intoxicată cu fum. În zonă, pe prelungirea străzii Digului, relativ de curând, au mai avut loc câteva incendii și deși cei care locuiesc aici susțin că pompierii răspund rapid la solicitări, sarcina luptătorilor cu flăcările este îngreunată de străduțele înguste, fără posibilitate de acces a autospecialelor. De gunoaie și un miros insuportabil. Asta au avut de îndurat locuitorii blocului E2 din cartierul Tineretului din cauza unei familii certate cu ordinea și curățenia. Familia Bulumac, cea care locuiește de mai bine de 20 de ani în apartamentul de la parterul blocului, nu a mai făcut curățenie în locuință de când s-a mutat. În tot acest timp, membrii familiei și-au depozitat gunoiul menajer în apartament. Cartierul Tineretului, bloc E2, Giurgiu, secolului 21. Acolo dorme, în colțul ăla de acolo, cu sus, pe gunoi. Uite! Acolo dorme. Pe durata mai mulți ani, familia Bulumac a adunat și a depozitat în apartament o cantitate impresionantă de gunoaie, locul transformându-se într-un focar de infecție spre disperarea vecinilor. Situația neplăcută a început încă din anul 1994, de când această familie s-a mutat într-un apartament la parterul blocului E2 din cartierul Tineretului. Cazul cu care se confruntă acești giurgiuveni este diferit față de cele care au avut loc până acum. Dacă cei care ajungeau în astfel de situații adunau gunoaie din diferite locații și le depozitau în apartamente, familia Bulumac și-a depozitat propriul gunoi menajer. Această familie nu a mai făcut curățenie în locuință de mai bine de 20 de ani. Sora lui Bulumac, Doinița, a locuit aici din 94 și din 2003 e exact ce vedeți dumneavoastră aici. 2003-2004, situația asta. Ați încercat să o determinați să facă curățenie? Am încercat să o determin, veneam de unde locuiam eu, acum am trezit, uite, acum apuc să fac curățenie.
O zi așa, de două, de trei, de câte ori veneam, asta îmi spunea chestia. Deci, ce să vă spun, consumă alcool și asta este. Altceva ce să... Și da. Ea a plecat, deci s-a despărțit de soțul ei, s-a recăsătorit cu un domn, nu știu cum îl cheamă, nu mă interesează, și e plecat în Spania să îngrijească de un copil. Și am înțeles că vine pe 30 iulie. În fond, după ce a plecat, a locuit soțul ei, Bulumac Marcel și Bulumac Daniel Marius, fiul, cel mic. Am înțeles că a locuit până săptămâna trecută, luni sau marți, nu știu când. Și uitați cum arată. Păi ei, de ei nu putem să dăm, nu-i găsim pe nicăieri. Mai avea, are un băiat Bulumac Florian care stă cu chirie, nu știu pe unde stă. Asta e situația. Dar cum a ajuns, ce făcea cu acest gunoi de cel cărat în casă? Aveți nu, o explicație? Nu e cărat, doamnă. Nu e cărat gunoiul. Gunoiul e făcut de ei. Din 94 și până astăzi nu s-a făcut niciun pic de curat. Deci ei consuma ce consuma, le punea grămadă. Dacă eu am venit și nu puteam să intru decât lângă fat o porțiune, abia puneam piciorul așa. Vă dați seama cum e. Ajunși la capătul răbdării, vecinii împreună cu administratorul blocului au luat măsuri pentru igienizarea locuinței. Deși situația este una insuportabilă, nimeni nu a adus problema în atenția autorităților. În apartament s-a intervenit în urmă cu două zile pe geamul locuinței, pentru că ușa este blocată din cauza gunoaielor. În momentul în care au fost îndepărtate gratiile de la geamuri, gunoiul din interior a început să cadă peste echipa de igienizare. Situația este una alarmantă atâta timp cât până astăzi, dimineață, echipa care igienizează apartamentul a reușit să strângă doar dintr-o cameră patru remorși pline cu gunoi. Uite acolo, dorme! Deși familia Bulumac locuiește în această casă de mai bine de 20 de ani, proprietarul locuinței este tatăl femeii în vârstă de 77 de ani. Acum bătrânul nu vrea decât să reabiliteze apartamentul și să îl vândă. El trebuia chemat! El trebuia! Bulumac Marin trebuia chemat! Nici n-a venit să vadă cel puțin! Eu am venit și m-a luat pe mine toată scara asta, că de ce n-am venit să dăși duși, cu ce mă să dăși? La urmă mi-a adus-o la Marli Ochie, că vezi că am găsit-o la motoretă, nu știu unde. Și la Ochie și uite, a stat aici, 4 inci, da. Pentru că niciun membru al familiei Bulumac nu este de găsit, vecinii speră ca autoritățile să intervină. Sperăm ca în urma situației prezentate autoritățile competente să se autosesizeze și să aplice măsurile care se impun în astfel de cazuri. Elevii de clasa a 12 au avut de trecut astăzi ultima probă din cadrul sesiunii de vară a examenului de bacalaureat. Este vorba despre proba la alegerea profilului. Liceenii spun că vor primi note mari, având în vedere că subiectele au fost ușoare. În județul Giurgiu au fost așteptați astăzi peste 1400 de tineri din clasa terminală de liceu să-și testeze cunoștințele la anatomie, biologie, chimie, economie, fizică, geografie, filosofie, informatică, logică, psihologie sau sociologie, la alegere în funcție de profil. La ce materie ai dat bacul? Geografie. Și te-ai pregătit pentru această probă? Normal. Că da, am făcut teste, am citit și o să iasă totul bine. Cam cât ai scris? 6 pagini. Și la ce notă te aștept? Un 8, în jur de un 8, 7, 8. Tu la ce materie ai dat bacul? La biologie, 11-12, anatomie. Cum ți s-au părut subiectele? Nu au fost grele față, deci mă așteptam să picep. Nu au fost greu deloc. Față de simulare, cum ți s-au părut? Mult mai ușoare, ne așteptam să ne dea cu volumul de gaze, dar ne-au dat despre circulație și sanguine și a fost foarte ușor. La ce notă te aștept? Undeva la 6-7. Ești mulțumită de ce ai scris? În mare parte, da, în proporție de vreo 60%. Cum ți s-au părut subiectul? Foarte ușor? Da. De învățat, ai învățat? Mai puțin. Multe petreceri, dar... Și la ce notă te aștept? De 7 în sus. S-au părut niște subiecte foarte ușoare în comparație cu simularea și mă aștept la om nou, peste 9 oricum. Ai scris mult? Da. Adică am scris esențial, nu mult. 5 pagini mai exact, dar am scris esențial.
Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie, până la ora 16. În aceeași zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 16-20. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 16 iulie. Ministerul Educației a publicat ierarhia absolvenților claselor a 8-a. De azi însă a început completarea opțiunilor în fișele de înscriere în clasa a 9-a, prima repartizare computerizată urmând să aibă loc pe 19 iulie. Pe site-ul Ministerului Educației, absolvenții claselor a 8-a pot vedea deja listele cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la fiecare școală. Acum, următorul pas îl reprezintă completarea opțiunilor în fișele de înscriere în clasa a 9-a, elevii fiind sfătuiți să completeze un număr cât mai mare de opțiuni ordonate cât mai realist. Într-adevăr, este un moment important în existența lor. Până pe data de 12 iulie, elevii, asistați de părinți sau de susținătorii legali ai acestora, trebuie să completeze cu maximă responsabilitate fișele de înscriere și sfatul nostru este să pună cât mai multe opțiuni pe această fișă de înscriere, astfel încât să nu ajungă în situația extrem de neplăcută de a rămâne neadmiși în această primă etapă în care ei au dreptul să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal. Ei sunt consiliați de profesorul diriginte și de un reprezentant din Consiliul de Administrație al Unității Școlare. După completarea opțiunilor, în intervalul 9-13 iulie, fișele de înscriere vor fi validate pentru a fi eliminate eventualele greșeli apărute ca urmare a transcrierii mediilor din catalogele școlare pe fișa de opțiuni, a completării numelui candidatului sau scrierii neclare a codurilor liceelor. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar, este programată pe data de 19 iulie, iar din 21 până în 29 iulie vor putea fi depuse dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Candidații rămași nerepartizați din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii vor fi repartizați în 28 iulie. Aceștia își vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie. Istoria se repetă, este concluzia pe care a transmis-o astăzi președintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan, referindu-se la rezultatele înregistrate în județul Giurgiu la evaluarea națională. Liderul organizației liberale a amintit că și anul trecut ne aflam în aceeași situație. Chiar dacă și în anii anteriori județul Giurgiu s-a aflat pe ultimele locuri în ceea ce privește rezultatele la evaluarea națională, nu au fost aplicate măsuri care să îndrepte această situație. Este ceea ce a declarat astăzi președintele PNL Giurgiu Gheorghe Ștefan. Trăgeam atunci un semnal de alarmă și eram preocupat de faptul că n-am văzut din partea autorităților, în special al inspectoratului școlar, niciun fel de măsură, de obiectiv, de acțiuni care să îmbunătățească această activitate. Astăzi, la un an de zile, trăim aceeași dramă și, sub cuvânt de onoare, vă spun că sunt total mâhnit de starea de lucruri din învățământul giurgiuvean. Măsurile necesare îmbunătățirii sistemului educațional în județul Giurgiu vor face parte dintre prioritățile pentru campania de la alegerile parlamentare, a mai arătat Gheorghe Ștefan. Acesta a mai spus că va adresa și un memoriu ministrului educației cu privire la situația învățământului în județul Giurgiu. 800 de milioane de lei vechi este suma pe care o alocă primăria Giurgiu pentru a le cumpăra tablete proaspeților consilieri. Nu toți sunt însă de acord cu această investiție, care înseamnă ca și cost estimativ 38 de milioane pentru o singură tabletă. În proiectul privind suplimentarea bugetului primăriei pe 2016, aprobat de altfel în ședința extraordinară de joi, se află cuprinsă și suma de 800 de milioane de lei vechi destinată achiziționării de tablete pentru noii aleși din Consiliu. Consilierii PNL au contestat această alocare, considerând că suma este prea mare, adică 38 de milioane de lei pentru o tabletă. Nu anul trecut, acum 4 ani, domnul Angel, că e mandatul trecut. Da. Și s-a luat 2999, dacă țin minte. Acum s-a luat 25 de tablete, da. Pentru 21 de consilieri și pentru încă 4. Urmând să se afișeze pe SEA. Când nu mai afișeze pe SEA, compartimentul licitației contractului va alege, cum spune, cea mai bună oferă. Dacă anul trecut a fost 2999, adică nu o să fie 1950, nu știu.
Acum 4 ani. Acum 4 ani. Deci totul se va face transparent, se ia, se va face afișajul și... Specialiștii primăriei spun că tabletele vor fi achiziționate în urma unei licitații, iar în acest mandat vor fi cumpărate 25 de tablete, adică 21 pentru consilieri și 4 pentru nu se știe cine. În ceea ce privește tabletele folosite de consilieri în fostul mandat, potrivit președintelui de ședință Gigi Oprișan, acestea s-au uzat moral, ceea ce înseamnă că încă funcționează, dar nu mai țin pasul cu tehnologia. Deputatul Florian Nicolae a anunțat astăzi că se va retrage de la conducerea organizației municipale a PNL Giurgiu până când justiția se va pronunța în cazul dosarului în care a fost trimis în judecată. Florian Nicolae a declarat că nu este vinovat de acuzațiile care i se aduc, dar consideră că este moral să renunțe la conducerea organizației liberale până se vor clarifica toate aspectele legate de acest caz. Florian Nicolae și-a anunțat retragerea de la conducerea organizației municipale a PNL Giurgiu în conferința de presă de astăzi. El a declarat că a luat această decizie fiindcă ea reprezintă un gest normal și moral. Fac un pas în spate din punct de vedere al conducerii organizației municipale a Partidului Național Liberal până la soluționarea cercetării în dosarul în care eu și soția mea suntem acuzați de fapte pe care nu le-am făcut, dar să lăsăm legea să dovedească acest lucru, să stabilească gradul de vinovăție sau de nevinovăție. Până atunci consider că este moral și camaraderesc să fac un pas în spate. Eu consider că această acțiune se va desfășura fără probleme pentru mine și pentru familia mea. De aceea cred în justiție și sunt convins că se va face dreptate. Președintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan, a apreciat decizia deputatului Florian Nicolae ca fiind una corectă și onestă. A dat dovadă și dă dovadă de bărbăție, de corectitudine. Acesta este omul Florian Nicolae pe care o știți dumneavoastră toți giurgiuvenii. Un om onest, cinstit și care din respect pentru giurgiuveni și pentru partidul și regulile partidului în care își desfășoară activitatea, Partidului Național Liberal a ales să facă, să ia această decizie. Îi mulțumesc domnului Florian Nicolae pentru decizie, e una bărbătească, onestă și corectă. Și sunt convins că o să-și rezolve problema și va fi declarat nevinovat. La următoarea ședință, conducerea PNL Giurgiu va stabili modalitatea de înlocuire a deputatului Florian Nicolae și va desemna un președinte interimar. Noi facilități fiscale pentru fermieri. Deputații au adoptat recent o serie de scutiri de impozite pentru acei producători agricoli care vor să devină sau sunt deja membri ai unei cooperative agricole. La finele săptămânii trecute, în Camera Deputaților a fost adoptată cu 211 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, o nouă lege privind modificarea și completarea legii cooperației agricole, așa cum a fost discutată cu partenerii de dialog social. Pentru a intra în vigoare, noua lege a cooperativelor agricole a fost trimisă spre promulgare președintelui României. Legea cuprinde o serie de facilități menite să stimuleze producătorii individuali să se asocieze în cooperative. Astfel, legea prevede scutirea de impozitul pe profit timp de 5 ani atât pentru cooperativele noi, cât și pentru cele existente, indiferent de cifra de afaceri, dacă integrează producția cu procesarea. Pentru cooperativele care au doar producție, scutirea de impozit se aplică până la limita de 2 milioane de euro cifra de afaceri. Totodată se prevede scutirea de impozit pe venit pentru micro-întreprinderile care aderă la cooperative. Scutirea de impozit pe norma de venit pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care aderă la cooperative. Scutirea de impozitul pe proprietate pentru bunurile aferente producției valorificate prin cooperative. Scutirea de impozit pe arendă pentru terenurile lucrate în arendă de cooperative.
Legea constituirii cooperativelor agricole a fost adoptată încă din anul 2004, cu modificările și completările ulterioare, însă nu a fost agreată de micii fermieri, aceștia fiind deosebit de reticenți față de o astfel de formă de organizare, care le reamintește încă de perioada fostelor CAP-uri. Jucătoare profesionistă de tenis, Anastasia Mâșchina a câștigat în 2004 turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Sportiva din Rusia, născută pe 8 iulie 1981, este prima practicantă a tenisului din țara sa, câștigătoare a unui astfel de turneu în proba de simplu. Performanțele sportivei au adus-o pe locul 3 în ierarhia mondială și Mâșchina a devenit astfel prima rusoaică din istorie ce intră în top 3. Jucătoare profesionistă de tenis din Rusia, trecută la profesionism în anul 2000, Anastasia Andreevna Mâșchina este sportiva cu unele dintre cele mai importante recorduri stabilite de practicanții tenisului din țara sa. Pentru Mâșchina, născută la Moscova pe 8 iulie 1981, primul turneu WTA era câștigat la Palermo, dar rusoaica va mai dobândi alte 9 astfel de titluri pe parcursul carierei sale. Un succes de răsunet pe parcursul profesional al rusoaicei îl constituie însă câștigarea în 2004 a Openului francez, Anastasia devenind astfel primul jucător rus de sex feminin învingător într-un turneu de Grand Slam în proba de simplu. În iunie 2004, Mâșchina o învingea pe Elena Dementieva cu 6-1, 6-2. И всё. Да, мяч уходит за заднюю линию и Настя Мышкина становится победителем. Она даже не могла, настолько она была взволнована, что она даже не смогла среагировать и обрадоваться. Я даже боюсь, что она бы даже и не мечтали увидеть ее первой на таком значительном турнире. И я хочу поздравить их в первую очередь за их усилия. Их усилия оказались не напрасными. Теперь... Prin performanța sa, Mâșchina devine și prima jucătoare de tenis din țara sa, care ocupă poziția a treia mondială pentru întâia oară în istoria clasamentului. Despre cea mai bună clasare a rusoaicei în acest top, trebuie însă precizat faptul că din 13 septembrie 2004, Anastasia ocupa pentru o vreme poziția a doua mondială. În tenisul mondial profesionist, jucătoarea din Rusia se remarca așadar ca fiind prima câștigătoare din țara sa unui turneu de Grand Slam la Paris în 2004. Conaționalele Mâșchinei, Maria Sharapova la Wimbledon și Svetlana Kuznetsova la US Open aveau să devină următoarele câștigătoare din Rusia ale unui turneu de Grand Slam. Mâșchina, în schimb, după retragere, avea să se angajeze la un post de televiziune. Va fi vremea în acest weekend la Giurgiu, aflăm din rubrica Meteo. În prima parte a weekendului care urmează, vremea va fi în general instabilă, cu norări temporare, mai accentuate după amiaza, când se vor semnala averse și descărcări electrice, iar vântul va prezenta intensificări de scurtă durată. Duminică, vremea se va ameliora semnificativ sub aspectul ploilor față de ziua anterioară și se va încălzi ușor, devenind în general frumoasă. Temperaturile maxime vor avea valori de 30 până la 32 de grade Celsius. La Giurgiu, meteorologii anunță vreme însorită și o ușoară creștere a temperaturilor. Maximile termice vor ajunge la 32 de grade la Giurgiu, Hotarele și Comana și vor fi de cel mult 30 de grade la Mihăile și Ghimpați. Vântul va sufla cu o viteză de 10 km pe oră din direcție vestică, iar presiunea atmosferică va înregistra 759 de mm coloană de mercur. Umiditatea în aer va atinge 38%, iar apele Dunării sunt în continuare în scădere cu 20 până la 30 de centimetri, cota probabil estimată fiind de 250 de centimetri.
doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici, la TV Giurgiu. Urmează emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut!